Salutare! Astăzi vă citim Lumea poveștilor de Ion Vlasiu. A fost odată o capră și avea trei iezi și capra s-a dus într-o zi la pădure să caute mâncare și iezii au rămas singuri acasă și n-a trecut mult timp și a venit lupul. A intrat înăuntru și a căscat o gură mare. Ți-e foame? L-a întrebat un ied. Mi-e foame tare, răspunse lupul încruntat. N-avem ce ți da, că suntem săraci. Închide gura. Lupul a închis gura, mirat de curajul iedului. Hai să ne jucăm, i-a mai spus iedul. Nu știu să mă joc, a răspuns lupul. Eu am venit aici să vă mănânc. De ce să ne mănânci? Pentru că sunt flămând. Minți, a strigat iedul. Vrei să ne mănânci, fiindcă ești rău, știm noi. Ce știți voi, mărâi lupul? Iedul se întoarse către frații lui și îl întrebă. Să-i spunem, au strigat ei. Ascultă, lupule, chiar nu știi sau faci pe prostul. Nu se poate să nu știi, toată lumea știe. Ce știe toată lumea? Mărui lupul tot mai încrutat. Povestea, strigă iedul, capra cu trei iezi. Mie nu-mi plac poveștile, lăsați-vă de glume. Pentru că ești rău, răspunse iedul, e rușine să fii incult și rău, lupule, să-ți intre în cap. Era lupul din fire prea rușinos. Totuși, văzându-se înfruntat de un ied, i s-a zbârlit părul pe spinare de necaz. Măi, piciule, a răcnit el căscând gura, n-am lipsă de sfaturile tale. Hai, pregătiți-vă că vă înghit pe toți trei. Ești îngrozitor, lupule, nu te mai zbârli. Știm că poți să ne mănânci, fiindcă ești lacom. Noi nu ne putem apăra că suntem mici, dar dacă vrea să te iei la întrecere cu noi, în povești și ghicitori, noi te-am întrece, deși ești așa de pudul. Da, strigă și ceilalți iezi, să te întregi cu noi la ghicitori, să vedem ce-ți poate pielea. Hai, spune, vrei, lupule, ori nu știi nicio ghicitoare. Deși lupul nu știa nicio ghicitoare, răspunse Fudul, primesc întrecerea, dar să știți că până la urmă tot vă mănânc. Numai dacă ghicești, strigă iezii, că așa e jocul. Spune, lupule, ce pasăre cântă numele unui flori? Asta e ghicitoarea. Dacă o ghicești, poți să ne înghiți pe toți trei. Dar dacă nu ghicești, îți vom da o pedeapsă la care nici nu te așteptai. Hai, gândește-te!